În prima săptămână din postul Sfintelor Pași, Bucureștiul a luminat. A luminat de prezența în capitală a unei icoane făcătoare de minuni adusă din Țara Sfântă. Icoana Maicii Domnului Iordănița, o icoană în fața căreia a îngenunchiat în nenumărate rânduri chiar Sfântul Ioan Iacob Hozevitul. Evenimentul a fost unul special, întrucât întreg anul 2017 este dedicat de către Patriarhia Română icoanelor și pictorilor iconari. Cum a fost primit acest eveniment de către bucureșteni, aflăm în minutele ce urmează la Secvențe Trinitas. Fecioară Maică Maria, stăpână părăteasă, pe tine te fericim. A venit Ierusalimul aici, așa consider eu. Bucuria duhovnicească a sporit pentru bucureșteni în primele săptămâni ale postului Sfintelor Paști. Venirea de la Ierusalim a icoanei Maicii Domnului Iordănița a strâns în rugăciune și comuniune mii de credincioși. Totul a culminat cu cele două mari procesiuni prilejuite de Duminica Ortodoxiei la Biserica Icoanei din Capitală. Credincioșii au purtat la piept Sfinte Icoane, au dat glas credinței și dragostei lor nemărginite. Oamenii au primit această icoană așa cum ar fi primit-o pe Maica Domnului. Este o stare de normalitate, este o stare de bucurie, este o manifestare de sărbătoare, este o manifestare a Ortodoxiei. Ortodoxia înseamnă bucurie, înseamnă sărbătoare și biserica, la rândul său, este o sursă de bucurie permanentă. Vin oameni încărcați cu fețele încărcate de supărare și pleacă de aici veseli și liniștiți și bucuroși. Icoana Maicii Domnului Iordănița s-a aflat timp de peste 30 de ani în Biserica Schitului Românesc de pe malul râului Iordan. În anii 1967-1970, din cauza războiului declanșat în zonă, Biserica Românească a fost bombardată, turla centrală a căzut, iar pereții au fost găuriți de bombe. Printre obiectele salvate atunci a fost și această icoană, care a fost dusă la Biserica Așezământului Românesc din Ierusalim, unde se află și în prezent. Icoana numită Maica Domnului Iordănița este una dintre icoanele minunate care se păstrează în Țara Sfântă și a fost dăruită Bisericii Românești de pe malul Iordanului de o familie de români în anul 1939. Trebuie să spunem că Biserica Românească de pe malul Iordanului, a doua ctitorie românească în Țara Sfântă, a fost construită începând cu anul 1935. Pământul a fost cumpărat în 1933, iar biserica a fost ridicată după planurile arhitectului șef al Patriarhiei Române Ionescu Berechet în anul 1935 și 36. Icoana aceasta minunată a Maicii Domnului numită Iordănița a stat la Biserica Românească de pe malul Iordanului până în anul 1970. Însă, în 1967 a început în zonă un război între Israel și o coaliție a țărilor vecine arabe condusă de Iordania. Iar în timpul acestui conflict armat, zona Iordanului a fost bombardată. Atunci, părinții și slujitorii și pusnicii de pe Valea Iordanului au trebuit să plece. Inclusiv, au trebuit să meargă de acolo și să salveze din obiectele sfinte. Icoana Maicii Domnului a fost salvată cu acel prilej și dusă la Biserica Românească din Ierusalim, unde se păstrează până în zilele noastre. Numele de Iordănița se tâlcuiește ocrutitoarea Iordanului. Așa s-a și dovedit a fi. De-a lungul timpului s-au întâmplat multe minuni pentru pusnicii de acolo, dar și pentru pelerinii veniți la locurile sfinte. Numele de Iordănița, care se tâlcuiește ocrotitoarea Iordanului, are o semnificație specială pentru noi românii, deoarece la această sfântă icoană se ruga și plângea Sfântul Ioan Iacob, care a slujit la Biserica Românească de la Iordan între anii 1947 și 1952. Multe din scrierile și rugăciunile pe care Sfântul Ioan le-a compus, cunoscute în vremea cât a stat la Iordan, au fost alcătuite în fața acestei icoane.
Așadar, după 1970, icoana trebuie să ia drumul pribegiei și astăzi se află la Ierusalim. Este pentru prima dată când icoana Maicii Domnului Iordănița ajunge în țara noastră. Pentru românii care nu au ajuns niciodată în Țara Sfântă, a fost o mare binecuvântare. Nu ni se pare un lucru de excepție. În ortodoxie există, și biserica noastră există foarte multă forță, trebuie doar ca oamenii să aibă prilejul, să-și manifeste bucuria, să-și manifeste forța ortodoxiei și să fie la oaltă. Și acesta este un prilej de a fi oamenii la oaltă și a se bucura. Venim la Maica Domnului, că i-a dus din Israel, m-a auzit. Da, și să ne rugăm, că știm și noi supărați, necăși bolnavi. Am fost bolnavă, pareză și... Ați fost vreodată la Ierusalim? N-am fost niciodată, că nu e bani, Danșoară. Nu e bani. Așa încât venirea Sfintei Icoane aici e o mare binecuvântare și mulțumire pentru dumneavoastră. Ce mulțumire este, da. Mulțumim Dumnezeu că ne-a dus să ne rugăm la dânsa, la Maicuța Domnului, că ne ajută. Am văzut că aveți o icoană în mâini. Da. O iubiți mult pe Maica Domnului, să înțeleg. Mă rog la ea, mă rog foarte mult să ne ajute. Să ne ajute și pe noi că suntem... necăjiți. A venit Ierusalim aici, așa consider eu. Dragostea de Maica Domnului, adică o iubesc foarte mult. Și orice am cerut în rugăciune am primit. A ajuns vreodată la Ierusalim? Nu, dar îmi doresc. Mi-e frică cu avionul. Poate și unde por numele, dar v-am zis orice am cerut în rugăciune, deci eu am primit. Și sunt convinsă că orice cer, deci primesc. Am avut niște probleme cu băiatul, că s-a născut mai mult mort. Și prin rugăciunile unui preot, mă rog, copilul meu acum este perfect sănătos. Orice am avut în viață, numai cu Maica Domnului am reușit și așa i-am învățat și pe alții, indiferent ce necazuri ar avea. Ați reușit să vă închinați? Da, de două ori am fost până acum, și miercuri și vineri seara. Maria are 74 de ani. Am găsit-o la Biserica Icoanei în ajunul Duminicii Ortodoxiei. Purta o lalea în mână și multă dragoste în suflet. Era fericită că a reușit să se închine pentru a doua oară la această icoană. Prima dată s-a întâmplat acum 2 ani, când a fost în pelerinaj la locurile sfinte. Ce a trăit acolo nu va uita niciodată. Aici m-a adus icoana Maicii Domnului pentru că am simțit și la Ierusalim, am simțit o putere foarte mare pentru mine, am trăit ceva unic acolo. Ați fost pentru prima dată atunci? Da, pentru prima dată am fost. Ați așteptat o viață întreagă să ajungeți mult, acolo? Foarte mult mi-am dorit. Am strâns bani 3 ani de zile, n-am vrut bani de la copii, am vrut eu pe munca mea. Și am să fie jertfa dumneavoastră. Da, da. Și vă spun că cu câțiva ani în urmă tot spuneam lui părintele duhovnicul meu că vreau să ajung și mi-a spus, doamna Maria, zice, să știți că dacă credeți, zic, părinte, cred extraordinar, o port în suflet. Și pe Sfânta Treime și pe Măicuța Domnului, por și numele. Și să știți că mi-a spus părintele, dacă vă doriți și aveți credința asta, zice, Măicuța Domnului va și m-a ajutat la 73 de ani. Sunt multe mărturii legate de minunile trăite în fața acestei sfinte icoane. Maica Domnului a răspuns negreșit la rugăciunile și lacrimile credincioșilor. Maica Domnului a șters multă suferință și a luminat și bucurat multe suflete. A mijlocit în fața bunului Dumnezeu și a adus rezolvare în multe situații. Prima minune pe care a arătat-o Maica Domnului, icoana Maicii Domnului Iordănița, este faptul că a fost salvată în vremea bombardamentului și intactă a fost adusă la reprezentanța din Ierusalim, unde se păstrează până astăzi. O altă minune pe care eu pot să vă mărturisesc este legată de momentul în care a fost așezat într-un baldachin special făcut în România pentru a o cinsti. Acest baldachin în care a fost așezată la Ierusalim, în biserica noastră românească, a fost sculptat în România în anul 2015. Eu am preluat misiunea românească la locurile sfinte în luna ianuarie 2015, iar acest baldachin era în lucru și a fost finalizat. Însă, demersurile de a-l aduce au durat foarte mult, pentru că transportul cargo aerian trebuia să primească mai multe aprobări, a fost nevoie de o așteptare. Și din punct de vedere omenesc am făcut tot ceea ce era necesar, dar cu toate acestea nu primeam încă răspuns afirmativ și nu puteam să realizăm acest transport. Deci icoana își aștepta încă baldachinul în care să fie așezată.
după toate demersurile omenești, aproape că nu mai credeam că vom realiza atât de curând acest lucru, dar baldachinul Maicii Domnului a ajuns la Ierusalim, în Biserica Românească, chiar în ziua în care Sfântul Ioan Iacob era trecut în calendar oficial de Patriarhia Ortodoxă a Ierusalimului, adică 31 ianuarie 2016. Atunci a ajuns acest baldachin special în care este păstrată icoana la Ierusalim. Așadar, un semn al Maicii Domnului și mai ales al Sfântului Ioan Iacob, care a avut multă evlavie la această icoană, ne-a arătat atunci că în ziua respectivă a ajuns baldachinul în Biserica Românească. Pelerinii care vin la locurile sfinte și se închină la această icoană aduc cererile și necazurile lor, durerile lor. Mulți dintre ei ne-au trimis scrisori de mulțumire și chiar fotografii ale copilașilor care au primit binecuvântare, vindecare, mângâiere pentru durerile pe care părinții lor le-au adus înainte aceste icoane. Și aceste lucruri ne-au mângâiat și pe noi, ne-au încurajat, pentru că locurile sfinte rămân pentru noi românii un odor de preț și un loc de preț, unde și voievozii de odinioară, cu multă credință, trimiteau daniile lor, iar astăzi putem să ne bucurăm că avem la locurile sfinte o candelă aprinsă de rugăciune, iar Maica Domnului Iordănița primește rugăciunile pelerinilor români care ajung în Țara Sfântă din ce în ce mai numeroși, dar acum au avut ocazia și credincioșii din capitală sau din împrejurim care au venit în București în zilele trecute să se închine la icoana Maicii Domnului Iordănița. Numele iconarului care a pictat icoana Maicii Domnului Iordănița nu se cunoaște. Ne-a lăsat însă un odor de mare preț, chipul blând și dulce al Născătoarei de Dumnezeu. Despre icoana Maicii Domnului Iordănița nu știm, nu există vreo însemnare despre pictorul care a realizat icoana, ci doar o gravură pe ferecătura din argint, că a fost donată în anul 1939 pentru Biserica Schitului Românesc de la Iordan. Așadar, iconarul nu și-a trecut numele pe această icoană, dar frumusețea ei și sobrietatea Maicii Domnului este o podoabă pe care cu siguranță a dorit să o transmită și a reușit iconarul care a realizat această sfântă icoană. Iar chipul Maicii Domnului din această sfântă icoană este deosebit de dulce. De altfel, ea a stat în pustie, deci Biserica Românească de la Iordan se află pe Valea Iordanului, locul pustiei, Valea Mănăstirilor de Odinioară, așadar asculta și rugăciunile pusnicilor. Deci chipul Maicii Domnului este blajin și mai auster, așa cum este și zona de pustie, zona de nevoință, unde a fost așezată la început. Blând și auster, așa ni se arată chipul Născătoarei de Dumnezeu. Spre aceste virtuți trebuie să tindem și noi, mai cu seamă acum, în vremea postului, să o avem în tot ce facem ca model pe Maica Domnului, cea căruia neîncetat să-i cântăm: bucură-te, mireasă, pururea fecioară!